Petru Rareș. A fost construită în 1552. A suferit mai multe transformări de-a lungul timpului, renovări, turnuri cu clopotniță. I s-a adăugat mai târziu, prin secolul XIX. Practic, Botoșanii erau orașul doamnelor, apanaj domnesc, cum se spune, pentru că banii veniți de aici, veniturile din Botoșani, nu intrau în visteria țării, ci mai degrabă satisfăceau nevoile soțiilor de domnitori. Deci Botoșanul a fost dăruit de Petru Rareș soției sale. În Biserica Ustenia a fost botezat și Mihai Eminescu, care de altfel s-a născut undeva aici aproape, unde este amplasat acel bust puțin mai în vale, la 15 ianuarie 1850, după cum bine știm. Aveți pregătit ceva în engleză?